Bine ați venit pe canalul Andrei S. Astăzi o să facem testul 2 la Unipos, la sistemul de alarmă de fum. Ok, de data asta cred că vedeți ceva care s-a schimbat. După cum vedeți aici, nu mai am butonul și aici nu mai am sirena. Și o să l-am pus în casă, o să vă arăt unde l-am pus. Deci, această centrală Unipos este... Se numește F400, F400. Este cuplată la baterii. Și haideți să vă arăt unde se află toate chestiile care le-am pus. Și am adăugat ceva în plus. Am adăugat un senzor de fum, care data trecută nu exista. Haideți să vă arăt unde sunt. Deci, aici avem o sirenă, un Unipos, care duce acolo. O să vă arăt și senzorul de fum, care este aici. Este puțin testat, dar asta e așa de murdar. Nu, e puțin ars, nu e murdar, pentru că l-am testat. Și mai avem și butonul, care este aici. O să facem testul. Totul este armat. 3, 2... Deci, 3, 2, 1. Ok. Și s-a activat alarma. De jos alarma se aude puțin încet, dar de aici se aude foarte tare. Aceasta este cheița cu care fac totul din sistem. Eu am pierdut cheia de la buton, așa că folosesc această cheiță. O să vă arăt cum resetez butonul fără cheița aia. Dar bag aici și fac așa. Am nevoie de două mâini, așa că o să închid puțin filmarea. E gata, l-am resetat cu cheia. Ok. Uitați, vă zic că acesta este un buton Unipos. Acum o să facem testul la senzorul de fum. O să am nevoie de o lumânare pentru acest test. Acum o să facem testul la senzorul de fum. Ok, și acum o să așteptăm puțin. Știu că o să se activeze. Ok, deja ați văzut, a clipocit. Da, și a pornit. Ok. Atât a fost pe ziua de astăzi. La Unipos niciodată nu merge acest buton de reset. Merge să-l resetați. Trebuie să vă arăt cum. Ok. Sunt aceste cabluri care vin peste loc. Eu o să pun pe mult. Deci, dacă vreți să resetați sistemul, dar nu este în alarmă, adică nu e alarmă, doar țineți apăsat pe buton, țineți pe butonul de reset și pe butonul de lampă în același timp. Ok, uneori nu merge asta. Gata, așa. El acum se resetează și face un reset. Dar în cazul în care sistemul este în alarmă, nu merge această resetare. Așa că trebuie să decuplați de la baterie. Asta sunt pe canalul Andrei S. La revedere!